Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Citim de la versetul 47 până la versetul 59 inclusiv, pagina 1033 în Sfintele Scripturi, Ioan, capitolul 6, de la versetul 47. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înși vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, pasajul din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, se referă la trupul și sângele Domnului și este un pasaj biblic care a fost încadrat de teologi și chiar de oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos și chiar de ucenicii Lui, la categoria vorbire prea de tot. Chiar o parte din ucenicii Lui aveau să spună: vorbirea aceasta este prea de tot. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că atunci când noi suntem surprinși, împingând lucrurile la o anumită extremă, și dați-mi voie să vă spun, ideea că oamenii vor trebui să mănânce trupul lui și să bea sângele lui părea o idee foarte extremă, chiar și pentru vremea aceea. Noi pedalăm înapoi imediat. Încercăm să explicăm că nu este ceea ce am vrut să spunem. Începem să dăm anumite interpretări vorbirii noastre și să spunem: stai puțin, că nu m-am referit chiar la lucrul ăsta, nu chiar lucrul ăsta am vrut să-l spun. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost un om ca oricare dintre noi, probabil că și el ar fi sărit foarte repede să explice și să spună: stați puțin, nu înseamnă că suntem canibali și vampiri, nu înseamnă că mâncăm carne și bem sânge, stați să vă explic ce am vrut să spun. Uimitor însă, Domnul Iisus Hristos nu numai că nu explică absolut nimic mai mult, nu numai că lasă cuvintele exact așa cum le-a spus de la început: pâinea pe care vă dau e trupul meu. Și dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Lasă lucrurile exact așa. Îi lasă pe oameni înmărmuriți, ba mai mult, atunci când dintre ucenicii lui o mare parte îl părăsesc, nu-i cheamă înapoi, nu încearcă să aplaneze sensibilitățile lor și se întoarce către cei 12 și îi întreabă: voi nu vă duceți? Dragii mei,
Subiectul cinei Domnului a ajuns să fie controversat și din punctul acesta de vedere, al pâinii și al rodului viței. Și există câteva teorii care au apărut în timp. În catolicism există teoria transubstanțierii, care spune că pâinea și rodul viței își schimbă la rugăciunea de binecuvântare realmente substanța și compoziția chimică. Și deși nu este percepută această transformare de simțurile noastre, atunci când ne împărtășim, rodul viței este sânge și pâinea este trup. Teoria aceasta sau conceptul acesta teologic se leagă foarte mult de exprimarea intransigentă a Domnului Iisus Hristos, care spune: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Reforma a adus un alt concept cu privire la cina Domnului, la pâine și la rodul viței, și anume consubstanțierea, care spune că pâinea și rodul viței își păstrează toate calitățile fizice ca și înainte, dar prin rugăciunea de binecuvântare coexistă în pâine și în rodul viței, elementele fizice, pâine și rodul viței, dar și Duhul care aduce prezența trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos într-o comuniune, exact cum Domnul Iisus Hristos, și acesta este unul din argumentele folosite, a fost în același timp om 100% și Dumnezeu 100%. Mai modern, a apărut o altă teorie a substituirii. Între pâine și rodul viței, pe de o parte, trupul și sângele Domnului, pe de altă parte, este doar o conexie simbolistică. Și pentru că, bineînțeles, noi nu avem la dispoziție trupul de acum 2000 de ani al Domnului Iisus Hristos și sângele de acum 2000 de ani al Domnului Iisus Hristos, pentru ca să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat la Calvar, noi aducem niște elemente cât de cât compatibile, cât de cât apropiate valoric de ceea ce ar însemna trup și sânge, și anume pâine și rodul viței, și uitându-ne la ele și consumându-le, ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este vorba de un impact vizual prin care noi comemorăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, există două categorii de oameni față în față cu cina Domnului. Este omul firesc și este omul duhovnicesc. Și vă rog frumos să observați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, despre aceste două categorii de oameni. De la versetul 11 din 1 Corinteni, capitolul 2. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului, care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Ce ne-a dat Dumnezeu prin Harul Său? Ne-a dat jertfa Fiului Său. Ne-a dat trupul Său și sângele Său, pentru ca să avem mântuire. Și aici este vorba de o înțelegere duhovnicească pe care omul firesc, pătruns de Duhul Lumii, nu poate sau nu le poate accepta. Și continuă Apostolul Pavel și spune: și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, și vorbim despre ele. Nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească,
ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Aici fac o paranteză și aș vrea să vă întreb, frați și surori, acasă, atunci când ne mâncăm pâinea și ne bem apa, pentru că suntem flămânzi, și Apostolul Pavel spunea, aveți grijă, nu confundați mâncarea pe care o mâncați de foame atunci când vă întâlniți la oaltă și trupul Domnului, trebuie să deosebiți una de alta. Când noi mâncăm acasă pâinea și ne bem apa ca să susținem viața aceasta fizică a trupului, ce sunt lucrurile acestea? Sunt lucruri firești, pământești sau duhovnicești? Sunt pământești. Acum eu vreau să vă întreb, în biserică, în casa lui Dumnezeu, unde nu mâncăm și nu bem de foame și de sete, pe masa aceea, ce ziceți dumneavoastră că sunt? Lucruri pământești sau lucruri duhovnicești? Sunt duhovnicești, fraților. Noi nu putem să venim cu înțelepciune lumească, cu filozofii lumești, cu concepte lumești, să vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, despre lucruri duhovnicești. De aceea Pavel spune, și vorbim despre ele, despre ce? Despre lucrurile lui Dumnezeu. Nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Acum, întrebarea mea este, când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre pâinea care se pogoară din cer și despre sângele Său, despre ce a vorbit? Despre lucruri pământești sau despre lucruri duhovnicești? A vorbit despre lucruri duhovnicești. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat atunci și se întâmplă și astăzi, atunci când se vorbește despre lucruri duhovnicești. Versetul 14 din 1 Corinteni 2. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o... Uitați-vă acolo, ce spune, ce sunt? O nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Omul duhovnicesc înțelege, pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Am auzit de-a lungul timpului multe interpretări și înțelesuri ale cinei Domnului. Două dintre ele mi-au atras atenția. Una dintre ele se referă la bancnote și cecuri și alta se referă la monede. Două comparații pe care le-am auzit eu și mi s-au părut interesante. Interpretarea ar fi următoarea. Bancnotele sau un cec nu este nimic altceva decât o bucată de hârtie. Are vreo valoare o bucată de hârtie? Foarte mică. Dacă cumva scrii pe o bucată de hârtie și ai greșit ce scrii, fără să te gândești prea mult la valoarea ei, ai mototolit-o și ai aruncat-o la gunoi. Nu-ți faci procese de conștiință. Cu alte cuvinte, putem spune că o coală de hârtie are valoare aproape zero. Și totuși, pentru că există un anumit format, o anumită imagine imprimată și niște semnături oficiale, când ai luat bancnota respectivă, este respectată bucata aceea de hârtie ca și când ar reprezenta o mare valoare. Comparația aceasta a fost dată referitoare la cina Domnului ca să susțină ideea substituirii. Nu iei grămada de aur sau de argint, valoarea în sine nu o porți, dar porți ceva care reprezintă acea valoare și pentru că are o imagine convențional recunoscută de toate băncile, cum ar fi o bancnotă de $20 sau de cât o fi ea,
este acceptată peste tot ca reprezentând valoarea pe care o reprezintă. Un cec la fel, pentru că este semnătura ta pusă pe el și semnătura ta este recunoscută de bancă. Atunci când ai scris un cec, persoana care i-ai scris cecul se duce la bancă și deși e doar o bucată de hârtie, pentru că este o hârtie emisă de bancă, pentru că este semnătura ta recunoscută acolo, din contul tău se transferă un fond menționat ca sumă de bani pe cec în contul celuilalt. Și foarte drăguț se interpreta că Domnul Iisus Hristos a scris un cec pentru noi al jertfei sale, al mântuirii, și pentru că în contul lui Dumnezeu jertfa Domnului Iisus Hristos are acoperire pentru mântuirea întregii omeniri, oricine se duce să cheșuiască cecul acesta la bancă, în contul lui se transferă mântuirea, pentru că acel cec, trupul și sângele Domnului, în contextul nostru, aceste elemente cu care ne împărtășim, au în spate valoarea trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos. Ei, au venit alții și au spus: nu, domnule, noi nu putem compara pâinea aceasta și rodul viței, care sunt binecuvântate de Dumnezeu, cu niște bucăți de hârtie fără valoare. Pâinea aceasta trebuie să însemne ceva puțin mai sfânt, rodul acesta al viței trebuie să însemne ceva mai mult. Și au venit și au spus, exemplul trebuie folosit cel al monedelor, pentru că există monede de aur și de argint. Ele nu numai că reprezintă suma respectivă, dar cantitatea de aur sau de argint din moneda respectivă acoperă în ea însăși suma și valoarea pe care o reprezintă. Și atunci, când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, în pâinea aceea pe care o luăm, în bucățica aceea de pâine, în sorbitura aceea de rod al viței, stă în ele valoarea trupului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, prefer să mergem un pas mai departe și să nu rămânem doar la niște explicații cu iz financiar, cu iz material, firesc, pentru ca să înțelegem o lucrare atât de importantă ca cea care este cina Domnului. Pot fi date foarte multe comparații din viața de zi cu zi. Însă aici noi nu vorbim de o pâine obișnuită, de un rod al viței obișnuit, ci trebuie să le deosebim puțin mai departe, vorbind duhovnicește despre lucrurile duhovnicești. Ce știm despre omul duhovnicesc? În primul rând, el înțelege că sunt două realități, paralele și corespondente. Este o realitate fizică și este o realitate spirituală. El este conștient de cele două realități. În al doilea rând, omul duhovnicesc nu folosește termeni de comparație firești pentru o lucrare duhovnicească. Uite cum e cu bancnotele și cu cecurile, uite cum e cu monedele, ca să înțelegeți voi referitor la cina Domnului. Vă rog să observați că Domnul Iisus Hristos n-a venit să le spună lucrurile astea, n-a venit să le dea explicațiile acestea. El a rămas la poziția lui intransigentă. Mâncați trupul meu și mâncați sau beți sângele meu. Omul duhovnicesc nu are nevoie de explicații banale pentru a-și liniști cugetul. Vă rog să observați că atunci când au plecat ucenicii, deranjați de această vorbire prea de tot, Domnul Iisus Hristos nici măcar celor 12 nu a încercat să le potolească sensibilitățile. Nu! Mergeți și voi! Ce a spus Petru? Unde să ne ducem, Doamne? La tine sunt cuvintele vieții. Pentru omul duhovnicesc, actul cinei Domnului trebuie împlinit înțelegând realitatea nevăzută a acestei lucrări. Vedeți, noi vorbim despre Dumnezeu Tatăl, despre Domnul Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt. Vedem noi aceste realități? Vorbim despre locurile cerești, unde sunt războaie spirituale, unde este lumea îngerilor. Vedem noi aceste lucruri?
Ele din ce fac parte? Din categoria realităților fizice sau a realităților spirituale? Fac parte din categoria realităților spirituale. Ce spune Pavel despre omul duhovnicesc? Noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Cu alte cuvinte, omul duhovnicesc atunci când stă la masa Domnului nu este așa de concentrat, nu este așa de deranjat, nu este așa de preocupat să înțeleagă în amănunt ce-i pâinea aia, ce sunt stropii aceia de rod ai viței, cum se petrec lucrurile din punct de vedere chimic, cum se petrec lucrurile din punct de vedere fizic. Că e transubstanțiere, că e consubstanțiere, că e doar un concept al unei reprezentări simbolice. Nu! Pentru el lucrurile acestea nu reprezintă o pricină de potignire. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Ferice de cel pentru care Fiul omului nu este o pricină de potignire. Credinciosul duhovnicesc înțelege atât. Mă împărtășesc cu ce, fraților? Cu trupul și cu sângele Domnului. Aleluia. Mărit să fie Domnul! Amin. Ce ai venit să faci în această seară? Un act simbolic? Vă aduc aminte că în România era plină societatea, așa zis, creștină din naștere, de simboluri. Semnul crucii, nu știu ce fel de apă sfințită, aprins de lumânări, o sumedenie de ritualuri și de lucruri care fiecare însemna ceva. Nu neg neapărat valoarea simbolică a unor lucruri, dar aș vrea să spun că simbolurile nu mântuiesc și nu dau viață nimănui. Trupul lui Hristos dă viață. Sângele lui Iisus Hristos dă viață și curățește de orice păcat. Eu n-am venit în această seară să mă împărtășesc cu simboluri, cu elemente sau cu altceva de genul acesta. Eu am venit să stau la masa Domnului. Aleluia. Și dacă stau la masa Domnului, înaintea mea, că mă iau după nu știu ce filozof sau după nu știu ce teolog, că eu cred într-una sau în alta, lucrurile acestea sunt irelevante. Sunt deplin încredințat că Hristos n-a greșit atunci când în noaptea cinei a luat o pâine și după ce a frânt-o, a binecuvântat și a zis: luați, acesta este trupul meu, mărit să fie Domnul. N-a greșit cu nimic când a luat paharul binecuvântat, l-a împărțit și a spus: acesta este sângele meu. Dar cine nu înțelege, și este o vorbă omenească, dar asta mi se pare și atitudinea Domnului Iisus Hristos în ocazia aceasta. Cine nu înțelege, să nu înțeleagă. Că nu-i vom face noi să înțeleagă cu filozofiile noastre. Nu vom face cu prea multe explicații altceva, frații mei, decât să încurcăm și mai tare lucrurile. Decât să-i facem pe oameni atunci când trece pâinea și trece rodul viței să înceapă să filozofeze și să gândească: măi, oare ce e aici? Oare e transubstanțiere? Oare e consubstanțiere? Oare este un simbol? E un element? E trupul Domnului? E sângele Domnului? Creștinul duhovnicesc nu are asemenea procese de conștiință. Are procese de conștiință. Pavel vorbește de proces de conștiință, dar nu cu privire la ce-i pâinea și ce-i rodul viței, ci cu privire la viața mea, la vrednicia de a mă apropia de trupul și sângele Domnului. Acolo trebuie făcute socotelile, frați și surori. Indiferent ce se întâmplă chimic cu aceste substanțe, și vă spun că nu se întâmplă nimic chimic, eu cred și pot să numesc cu toată certitudinea acea pâine binecuvântată, trupul Domnului. Amin. Și acel rod al viței, sângele Domnului. Amin. Pentru că nu mergem prin vedere, ci prin credință. Aleluia. În această seară, dacă încă nu este sălășluită în inima ta adânca credință și convingere că stai la masa Domnului și că nu s-a oferit altceva pentru mântuirea sufletului tău decât trupul lui Hristos și sângele lui Hristos, dă-mi voie să spun: oprește-te, nu te împărtăși
ca un om firesc, care încă are dubii, care încă are frământări, care încă are procese de conștiință cu privire la pâine și la rodul viței. Dragii mei, vă rog să observați că încă din primele secole a apărut erezia aceasta că Hristos n-a venit în trup. Și aici trebuie să vorbim puțin și de aspectul fizic al pâinii și al rodului viței. Că Iisus Hristos nu a venit în trup, pentru că în trup El nu avea cum să trăiască o viață perfectă și desăvârșită. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel, că El a venit în trup și a fost dovedit neprihănit în Duhul. Și vreau să mă opresc la cuvintele acestea din Timotei, să înțelegem ce înseamnă, pentru că ele sunt taina evlaviei. Și înțelegând care e taina evlaviei, ne vom cerceta pe noi și în mod vrednic ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Repet încă o dată cuvintele acestea. Mare este taina evlaviei. Iisus a venit în trup și a fost dovedit neprihănit în Duhul. Ce se întâmplă la botezul în apă? Pentru că botezul în apă este o altă imagine în lumea fizică, materială, care reprezintă o lucrare adâncă, spirituală, care se petrece în sufletul omului, și anume nașterea din nou și curățirea cugetului omului. Atunci când noi venim și îi declarăm credință Domnului și îi jurăm credință pentru tot restul vieții, când încheiem legământ cu El, ceea ce se întâmplă, noi am experimentat deja nașterea din nou. Și acum noi trăim viața de credință în trupul acesta. Bazați pe anumite versete care spun că nu carnea și sângele vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, oamenii au încercat să separe neprihănirea duhovnicească de trăirea acestei neprihăniri în trup. În mod fizic, în fiecare zi, trăirea de fiecare zi. Aș vrea să vă spun că ele nu se pot separa și versetul pe care îl scrie Pavel lui Timotei se aplică exact în sensul acesta. Domnul Iisus a venit din cer, desăvârșit, Dumnezeu, sfânt, curat, fără prihană, în Duhul Lui. Dar dovada neprihănirii Lui în Duhul, dovada interioară a neprihănirii Lui, s-a manifestat în exteriorul vieții Lui și spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este duhovnicesc se manifestă în exterior. Și acum eu stau la masa Domnului. Mă împărtășesc o bucățică de pâine și sorb câțiva stropi de rod al viței. Noi ne rugăm pentru binecuvântarea lor și prin credință declarăm că ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dintr-o dată am pierdut o mare categorie de oameni care vor spune, pentru noi vorbirea aceasta este prea de tot. Dar sunt oameni duhovnicești care merg mai departe și spun, eu prin credință accept lucrul acesta, mă împărtășesc cu trupul Domnului și cu sângele Domnului. Ce impact are pâinea aceea și rodul viței despre care eu declar că sunt trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în ființa mea? Recent m-am înspăimântat citind ceea ce au de gând savanții. Dumneavoastră știți că deja de câteva decade se practică transplanturi de organe, de inimă, de rinichi, de ficat. Acum se vorbește despre transplant de creier. Dacă vă puteți închipui așa ceva. Ei au o mare problemă. Așteptarea de viață este între 5 și 10 ani, de cele mai multe ori. Și dacă ar fi de 20 sau de 30 de ani, măcar că asta se întâmplă doar foarte rar, cauzuri foarte rare, unice, problema tot n-a fost rezolvată, pentru că omul până la urmă tot moare, pentru că suntem muritori. Dar așteptarea de viață este destul de scurtă, chiar și la un tânăr, după un transplant. Care este motivul pentru care nu reușesc transplanturile să dea longevitatea naturală a vieții? Adică, după un transplant, chiar dacă ai 20 sau 30 de ani, să poți trăi liniștit 70-80 de ani fără probleme.
Datorită faptului că organul acela e luat dintr-un alt trup, fiecare organism omenesc are o compoziție genetică, o informație genetică unică. Și organismul tău, corpul tău, știe că ficatul tău e al tău, inima ta e a ta, creierul tău e al tău, rinichiul tău e al tău. Când l-ai luat dintr-un trup și l-ai pus în altul, ce se întâmplă cu rinichiul acela? El are în celulele lui informațiile genetice ale proprietarului. Tu introduci organul acela și îl conectezi în organismul unui pacient. Știi ce se întâmplă cu organismul pacientului? Îl respinge, pentru că nu e al lui. Asta cauzează o reducere forțată a puterii de imunitate a organismului, pentru că cine respinge organul respectiv? Capacitatea imunitară a organismului. Organismul spune, trebuie să mă protejez de organul ăsta străin, că îmi face rău. Tot ce intră străin în organism este atacat. Și din cauza asta i-ai pus o inimă și organismul, în loc să-i spună mulțumesc că mi-ai dat o inimă să-mi bată, o respinge, spune, nu e a mea. Pentru că în compoziția genetică a celulelor din inima aceea este o diferență cu compoziția genetică a pacientului. Și atunci ce fac doctorii? Îi suprimă capacitatea de a-și apăra organismul împotriva bolilor, împotriva atacurilor virusilor. De ce? Pentru ca să nu atace organismul nici inima. Însă pericolul e că pacientul se îmbolnăvește de o groază de alte boli și moare de alte complicații. Pentru că organismul nu mai are capacitatea de a se apăra. Și atunci ce au făcut? Că știți că încearcă să influențeze codul genetic. Au spus, dacă noi am reușit să descifrăm codul genetic al pacientului, și asta pot să facă, și să introducem în codul genetic al inimii respective informațiile pacientului, deci să manipulăm codul genetic al organului care urmează să fie transplantat, păcălim organismul pacientului care va zice, a, eu recunosc informațiile astea genetice, sunt ale mele, inima asta e a mea. Și nu mai respinge ce o primește. Cale lungă, cale lungă. Teoria este asta. Acum, lucrurile acestea le vorbim acum în secolul 21, însă organismul omului a fost creat de Dumnezeu și Biblia știe lucrurile acestea cu mult timp în urmă. Când oamenii încă credeau că pământul este ca o foaie de hârtie, cuvântul lui Dumnezeu vorbea de rotocolul pământului, știa Dumnezeu că doar el l-a făcut. Când oamenii credeau că stau niște uriași care susțin pământul, Dumnezeu zicea în Iov că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, cuvântul Domnului spune că prin păcat a fost contaminată compoziția genetică a organismului nostru. În informațiile genetice cu care ne-a creat Dumnezeu, cu care l-a creat Dumnezeu pe om în grădina Edenului, nu era scrisă boală, nu era scrisă suferință și nu era scrisă moarte. Când a apărut păcatul, ce a însemnat păcatul? Neascultarea de Dumnezeu și mâncarea dintr-un fruct. Un act pur fizic. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, deși au mâncat, nu e măr, că zice că e mărul luat, nu e măr, nu știm ce fruct a fost, a fost un fruct, un rod din pomul respectiv, un fruct. A mușcat din el și n-a ascultat de Dumnezeu. Tu când mănânci un fruct, ce se întâmplă cu tine? Te schimbi, te transformi, capeți alte trăsături? Nu, ai mâncat. Cu Adam și Eva s-a întâmplat altceva. Fructul acela oprit și interzis și neascultarea de Dumnezeu a avut impact în compoziția lor genetică și Biblia spune că în ziua aceea vei muri, în ziua aceea omul a devenit muritor. În ziua aceea a început să îmbătrânească, în ziua aceea au intrat junghiurile, bolile, virusurile în lume și moartea. De la un fruct. A venit mai târziu Dumnezeu și citim în Exod, în 34 și în Deuteronom, capitolul 10,
Că Dumnezeu i-a spus așa lui Moise: Moise, noi trebuie să rezolvăm problema păcatului. Oamenii trebuie să vadă undeva legile mele scrise. Unde? Pe două table de piatră. Și spune Biblia că Dumnezeu a scris cu degetul lui cele 10 porunci pe tablele de piatră și le-a dat lui Moise să le ducă la popor. Când Moise s-a dus să le ducă la popor, ce a făcut poporul? Deja a început idolatria și lepădarea de Dumnezeu. Și Moise s-a uitat la tablele acelea și a zis: tablele astea, dacă eu le duc în fața poporului, că astea sunt scrise de mâna lui Dumnezeu, îi nimicește pe toți. Și spune Biblia că le-a izbit de stâncă și le-a sfărâmat. Au fost pedepsiți foarte mulți, chiar cu moartea. Și acum Dumnezeu a făcut o ispășire poporului și în Deuteronom zice: fii atent, am să mai scriu încă o dată niște table de piatră cu degetul meu și să le pui în chivot ca mărturie, să știe tot poporul că degetul meu a scris acele table și că alea sunt poruncile mele pe care toți trebuie să le împlinească. Problema este că nu le-au împlinit și le-au încălcat. Și acum am ajuns din aproape în aproape la Domnul Iisus Hristos și la jertfa Lui. Și ascultați, aș vrea să citesc câteva versete. Mai întâi, din Ezechiel, capitolul 36, versetul 26 și 27. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 31, versetul 33. E reluat versetul acesta în Evrei, în capitolele 8 și 10. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Vorbim aici despre o inimă scoasă afară, pentru că e împietrită, și o inimă nouă așezată în ființa umană. Este un transplant spiritual pe care îl face Duhul lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce face Dumnezeu cu degetul lui. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Haideți să mergem în Evrei, în capitolul 10. Vă reamintesc, legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre, Hristos în noi. Și acum haideți să vedem ce se întâmplă prin păcat. De la versetul 28. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Care lege ai călcat-o? Cea pe care a scris-o Dumnezeu pe acele table și le-a dat prin Moise poporului. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu, trupul lui. Va pângări ce? Sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Ce înseamnă asta, frați și surori? Când noi ne împărtășim la masa Domnului, așa după cum fructul acela interzis a adus în organismul uman profunde schimbări genetice, moarte, suferință, boală, limite, neputințe,
Tot așa sângele Domnului Iisus Hristos și trupul Domnului Iisus Hristos aduc transformări genetice în natura noastră și de unde omului Dumnezeu spunea în păcat m-a zămislit mama mea, acum noi vorbim de o naștere din nou produsă în mod tainic în lăuntrul nostru. Cu alte cuvinte, în informațiile genetice ale organismului nostru nu mai scrie păcat și moarte, ci neprihănire și viață. Fără trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, ce spunea Domnul Iisus Hristos? Nu aveți viață. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Eu cred din toată inima că ori de câte ori noi stăm la masa Domnului, Duhul lui Dumnezeu aduce tot mai mult din Hristos în ființele noastre. Legea lui Dumnezeu și neprihănirea lui strălucesc tot mai tare în ființele noastre. Și vă rog să observați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, vorbind despre puterea aceasta lui Hristos în noi. Spune așa în versetul 42 din 1 Corinteni 15, așa este și învierea morților, trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Ce se întâmplă? Ce e acolo în sămânța aceea îngropată și care putrezește? Când sună trâmbița, cum de mormintele se deschid și ies sfinții? Că s-au transformat în țărână și în praf. Până și oamenii de știință știu că nimic nu se pierde, totul se transformă. Știți ce se întâmplă? Tot ceea ce poartă amprenta lui Hristos, toate acele particole care cuprind în ele informația genetică a mântuirii, vor fi strânse și ni se vor da înapoi trupurile, dar nu trupuri muritoare, ci trupuri de slavă, mărit să fie în numele Domnului. Așa este cu învierea. Cine înviază ceea ce a fost semănat în putrezire? Și continuă Pavel și spune, este semănat trup firesc și înviază cum? Trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. În această seară, iubiți frați și surori, n-ar avea rost să stăm la masa Domnului doar pentru niște simple simboluri. Doar pentru un simplu ritual. De-a lungul istoriei s-au petrecut multe simboluri și multe ritualuri. Și marea majoritate a religiilor, dacă nu toate, se bazează pe o multitudine de asemenea ritualuri și simbolistici. N-aș avea curajul să rostesc o rugăciune de binecuvântare și n-aș avea curajul să vă chem la masa Domnului. Dacă n-aș putea cu toată tăria și cu toată convingerea să spun exact ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani. Acesta este trupul Domnului și acesta este sângele Domnului. Că tu crezi în transubstanțiere sau în consubstanțiere sau în ce mai știu eu ce teorie, mă interesează prea puțin și n-am să-mi bat capul în timp ce mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului să mă întreb, măi, dar totuși eu ce cred? Astea sunt întrebări pentru oameni firești. Omul duhovnicesc a depășit faza aceasta. Singurul proces de conștiință pe care te rog să ți-l faci în această seară, pentru că tu te încarci cu trupul lui Hristos și cu sângele lui Hristos, este, Doamne, care sunt păcatele pe care trebuie să le mărturisesc? Și cum aș putea să mă smeresc, să mă umilesc înaintea ta ca să primesc vrednicia neprihănirii tale? Pentru că vreau să stau la masa ta. Pentru că vreau ca legea ta să strălucească în inima și în mintea mea. Spune cuvântul Domnului chiar că le voi scrie în mintea lor.
în inima lor și în mintea lor. Vreau, Doamne Dumnezeule, ca în mine să fie viață din Tine. Vă aduc aminte de Romani capitolul 6, unde spune. Romani capitolul 8, unde spune. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi, El va învia trupurile voastre muritoare. Pavel spunea în Coloseni, Hristos în voi, Hristos în voi, nădejdea slavei. În seara aceasta, dragii mei, să nu ne înșelăm. Ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Pentru ca adânc să fie ștampilată întreaga noastră ființă de prezența lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce sigilează Dumnezeu și Duhul Sfânt este un sigiliu, îi aparține. Trupurile credincioșilor care stau de 1000 și de 2000 de ani în țărâna pământului nu sunt pierdute. Apostolul Pavel le spunea corintenilor, cei dragi ai voștri, cei cu ei sunt pierduți și tesalonicenilor, sunt pierduți, au dispărut undeva. Și mai spune Pavel, Domnul să păzească trupul vostru și sufletul vostru și Duhul vostru până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Cum să le păzească? Că majoritatea credincioșilor au putrezit în pământ. Le păstrează sigiliul care i-a pecetluit. Și se vor ridica de acolo. Acum, suntem gata să deosebim trupul Domnului? Să ne așezăm la masa Domnului și să spunem, este trupul tău, este sângele meu. Nu mă interesează ce se întâmplă cu compoziția chimică, nu mă interesează ce spun noroadele, nu mă interesează ce spun ucenicii, pentru care vorbirea aceasta este prea de tot. În această seară ne vom împărtăși cu trupul Domnului, pentru că este pâinea lui Dumnezeu dată pentru mântuirea noastră. Nu există altceva care să poată produce viață în noi. Deci să nu ne înșelăm și să nu diluăm adevărul Evangheliei. N-a făcut-o Domnul Iisus Hristos cu riscul că va pierde oameni din jurul Lui. Să nu o facem noi astăzi într-o lume modernă care se teme și de umbra ei și de un creștinism modern care a diluat toate adevărurile esențiale ale învățăturii creștine și biblice. Pentru ca nu cumva, Doamne ferește, să le fie vorbirea prea de tot și să piardă mușterii. Nu. În seara aceasta sunt deplin încredințat că oamenii duhovnicești știu ce vor face. Știu cu ce se vor împărtăși. Și vor înțelege foarte bine, fără să le explice nimeni, fără să învețe nimeni, că aici suntem la masa Domnului și că Hristos își dă trupul său și sângele său pentru viața noastră. Amin.